vrea. Ah. 3, 2, 1 și... Carbonara! Uite paste! Carbonara! Bă, n-au smântână lichidă. Asta, uite, vezi? În sfârșit, unul care nu face cu smântână. Dar ne-a pus aici o tonă de paste, zici că trebuie să mâncăm până mâine. Ops! Bă, dacă punea și sare, mai mai extra la trântă cu tine. Mor! Bate inima. Mămăleici, bă, asta... Seamănă tocăniță, dar că nu prea e tochitură. Dar de ce să nu fie tochitură? E tocan. Tocan, nu? Da, mă, mâlga la mine, ca să stai hoața mea. Nici la mine. Dar mă, aici la noi se face cu formă. Nu mai zice nimic de cum arată farfuria la modul că n-ai ce să-i faci. Ce să-i spun la asta cum arată? Că n-ai. Așa am zis și eu. Tocan și mamalig. Ta și mănâncă. Da. 3, 2, 1 și... Sufle, ai vreo, mă, tu sufle cu brânză? Nu este sufle. Nu e sufle. E un camembert la cuptor. Avec mai are ceva, bacon, ceapă. Avec le pommes frites. Asta e o inovație, o idee a concurentului, pentru că n-am găsit-o nicăieri în cărțile mele de bucate. E inovație, se numește tartiflet. O fană lui domnul șef Florin Dumitrescu, cu cartea, uite așa. Da, țin și mie un autograf, că autograf n-am știu cum să fac altfel ca să pot să-l obțin, știi? Un autograf și niște sare. Un autograf și niște sare. Votăm? Hai să votăm. Haideți să votăm. Băi, e dogar. Dogar, da, face doci. Asta e de pe la Moieciu de sus și face mâncare pentru străini. Hai, votăm? Votați. Hai. Cel mai important este că avem de-a face cu un François. Oui. Lui nu-i place fine dining, lui nu-i place hot cuisine și stă în bistro. Da, bă, este un bucătar francez care îl cheamă Samuel. Deci ești fan Florin Dumitrescu, mă jur. Salut! Da, da. Ai cartea lui? Da, dar nu la mine. Cum da, te cheamă? Numele tău. Trec direct Sebastian. La mine. Sebastian. Nu mai contează. Deci uitați-vă la salut. Dogar. Arată Dogar, nu? Nu, dar poate să te cheme Dogarul. Ar putea, mă cheamă Pop. Ce meserie ai tu, Pop? Încă nu am meserie. Am absolvit facultatea de matematică informatică anul acesta. Ai extras radicalul de mămăligă, zi? Da, am făcut un calcul. Și ce ți-a dat? E, ce-ați gustat? Pasiunea ta pentru mâncare... E, anterior a fost un coleg, Sebastian, cu carbonara. Da? A, era colegul tău? Da, da, da. Suntem prieteni de 10 ani și în fiecare marți arăgătim ceva. Și de acolo porni totul. Sebastian, cânti la chitară? Da, la chitară. De după unghii. După unghii. După unghii. Le ciupește. Ce muzică cânti? Pe la focul de tabără, piese de astea, gen... Andri Popa, Barnam... Nu știi acolo, la marginea prăpastiei... Hai, râpa. Râpa, așa-i zici. Așa. Râpa, dar cum să nu știu? Poți să o cânti un pic? Eu-s chitaristul, nu vocalistul, pare rău. Ai. La marginea pantei abrupte, la un han s-a oprit un străin. Era trist și avea hainele rupte. Și pe masă o cană cu vin. Cum te apeli? Je m'appelle Bogdan Ioan. Dar toți prietenii spun... Ioan. Da, dar toți prietenii spun la furmi. De ce se spune la furmi? De când eram mic, eram harnic. Așa se spunea. Bine, și acum sunt. Mie mi se spune... Cum se spune? Ataie. Nu, eu îi spun cel mai iubit dintre pământe. Mie? Da. Așa să-mi rămâne, așa să-mi rămâne. Cel mai iubit dintre pământe, bă, da. Bine, mă, cu chitara, cu chitara, da, cu mâncare. Cu mâncarea, da. Ce ai avut cu ele? Ce-a avut ele cu mine? Destul de riscant să alegi carbonara, mai. Vorba aia, sunt specialitatea lui Florin. Știu, știu, am riscat, am crezut că mi-e. Am gătit și pentru el. 90% ai în farfurie. Dar... Mi-ai pus o tonă de mâncare în farfurie. Din fericire, suntem cu toții diferiți. Asta ne face foarte, foarte, foarte mișto pe toți oamenii de pe planeta asta. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc baftă mult! Salut, să ai grijă! Succes! Mă, cred că nici bunica ta, nici bunica mea nu punea mămăliga cu cer. Zic. Dar, în schimb, ai gust în, ai gust în tocăniță, ceea ce e foarte important. Mulțumesc. Noi avem nevoie de oameni care dau gust la mâncare. Felicitări. Mulțumesc. Baftă. La revedere. Am văzut de la o poștă că ești din bucătăria franțuzească și din cauza salatei pe care ne-ai amestecat-o și ai pus dressing-ul deasupra. În echipa mea eu am nevoie de concurenți care să știe să gătească fine dining. Am început să lucrez. Eu asta caut. Da. Sper.
Să știi, fine dining. Mulțumesc frumos. Felicitări.